Mare e grădina lui Dumnezeu și când mai are și un iaz cu crapi japonezi koi care îți ciugulesc din palmă, atunci primarul orașului ajunge să se creadă el însuși Dumnezeu atotputernic și peste toate stăpânitor, inclusiv peste aleșii locali. De aici și scandalul iscat la ședința Consiliului Local Simeria din data de 31 mai, organizată și promovată cu mare pompă pe Facebook de primarul orașului, cu de la sine putere, într-o sală a parcului de afaceri din localitate. Așezați ca niște marionete pe scenă în fața unei săli de vreo 300 de locuri aproape goală, după cum se vede în imagini, consilierii locali l-au pus la punct pe primar, arătându-i că el, în calitate de primar, trebuie să execute ceea ce hotărăsc aleșii locali, nici de cum ei să execute deciziile unilaterale ale edilului șef. Așa că au stabilit ca ședințele să se țină la primărie, inclusiv cea din 31 mai, că doar primăria nu este moșia exclusivă a primarului. Înainte să declar lucrările ședinței deschise, vreau să vin cu o propunere. Am discutat cu consilierii locali în ședințele de comisie ieri și o să facem o propunere de a muta ședința în sala de ședințe de la primărie, având în vedere că nu mai este pandemie, să mutăm și ședința de astăzi și toate ședințele viitoare să se țină în sala de la primărie. Nu a lipsit nici replica primarului, care a părut mai mult o reacție a unui copil de grădiniță supărat că i s-a luat jucăria. Vreau să vă spun că este pentru prima dată când aud această chestiune. Eu vă spun că dacă nu mai doriți să facem ședințele live pe internet... Live vor fi. Live, acolo nu avem condiții tehnice. Eu vă spun că eu nu voi mai veni la nicio ședință de Consiliu Local. Ședințele de Consiliu Local se vor ține aici de față cu toți simerienii. Vă spun de pe acum ca să știți. Se poate filma în sala de ședințe care pentru asta este făcută și este și are și toată aparatura tehnică pentru vot și pentru vorbit acolo. Consilierii i-au mai luat o jucărie propagandistică primarului. Ori nu știe, ori a uitat, ori nu-i pasă. Din scenariul edilului șef făcea parte și deschiderea ședinței cu o rugăciune a unui pastor penticostal, în condițiile în care, din punct de vedere confesional, peste 80% dintre simerieni sunt ortodoxi. Am o rugăminte, dacă sunteți de acord, îl invit în fața noastră pe domnul Petruț Efraim Aurel, este prezbiter la Biserica Penticostală din Simeria. Înainte am spus deschisă. Să facem o rugăciune de fiecare dată, am hotărât cu domnul toți Bedea, începința din aprilie. Eu conduc ședința asta, nu dumneavoastră. Eu conduc ședința asta, eu propun să votăm ce se întâmplă în ea. Deci, propunerea mea este următoarea. Cât timp aveți dumneavoastră nevoie de la tehnic? O oră? E suficient pauză să ne mutăm în sala de ședințe? Primarul peste toate și peste toți stăpânitorul a primit lovitura decisivă chiar de la secretarul general al orașului, demonstrând în mod public, live, pe Facebook, dacă mai trebuia demonstrat, că el este jupânul, iar ceilalți nu contează și că nu prea știe cu ce se mănâncă administrația publică locală. În urma discuției cu domnul de la tehnică, a zis că are nevoie de 2 ore ca să mute toată aparatura. Două ore! Atunci propunerea mea este următoarea și o să o și justific. Adică noi ne-am întâlnit în sala asta de ședință din cauza pandemiei. Dragi consilieri, deci efectiv ceea ce faceți este efectiv un show. Deci nu pot să cred că mutați astăzi ședința de Consiliu Local care trebuie să aibă loc aici. Ok, hai următoarea, să vedem, dar eu vă promit, și dacă vă mutați la primărie, eu vă spun că nu mai vin la nicio ședință de Consiliu Local. Vă promit eu, primarul orașului Simeria. Dar lăsați ședința de Consiliu astăzi așa cum a fost făcută, este semnată de domnul secretar general. Unde au fost convocați consilii locali astăzi? Vă rog să-mi spuneți cu semnătura noastră. Consiliul local a fost convocat pentru astăzi, aici. Și ei pot să meargă în altă parte? Da. Am mai avut situații de genul ăsta. Prefectura județului Hunedoara a fost înștiințată de acest aspect? Că nu se respectă un ordin semnat de către secretar? Consiliul local poate hotărâ să se mute. Și cum primarul nu-i primar destul dacă nu-i și fudul și dacă nu-și umflă mușchii și pe linie politică, conducerea județeană PSD are cu ce se mândri, pentru că, în sfârșit, primarul orașului Simeria a făcut publice metodele prin care amenință și intimidează aleșii locali din propriul partid, ba și pe cei din PNL, că doar el este jupânul în coaliție. Deci,
Dacă cineva pleacă din seară dintre consilii PSD, fraților, atenție, este decizia voastră. Dacă plecați, dacă plecați astăzi din sală, domnul Bedea, o să fie nasol. Domnul Bedea, vă ajut eu. O să fie nasol, vă spun sincer. Domnul Bedea, vă ajut eu. Prima propunere. Consilierii PNL, domnul dacă Bedea. Cineva pleacă astăzi din sală, dacă cineva pleacă azi din seară, PNL-ul și PSD-ul, atenție, fraților, că o să fie nasol. Domnul Bede, haideți că vă ajut eu. Prima mea propunere. Cine este pentru a rămâne ședința aici? Cine este pentru? Nimeni. Cine este pentru a muta ședința în 2 ore de acum la sala de ședințe de la primărie? Unanimitate. Vă mulțumesc, ne vedem în 2 ore la primărie. Invităm pe toți cei prezenți, o să fie scaune, o să fie live ședința, o să fie la fel. Ceea ce era de demonstrat s-a demonstrat, dar primarul nu s-a dat bătut. În nemăsurata sa mândrie a crezut că prefectul județului nu are altceva de făcut decât să urmărească pe Facebook ședința Consiliului Local din Simeria. Așa că omul nostru cerea imperios intervenția telefonică a prefectului pentru a-i aduce înapoi pe consilierii locali. Vă rog, luați măsuri, stimate domnule prefect! Ceea ce se întâmplă cu secretarul general al orașului Simeria este un boicot cu toți consilierii de aici. Nu plec niciunde. Voi rămâne în sală, dați un telefon la secretarul general să-i convoace înapoi unde au fost convocați. Aici, în ședință, live pe internet. Stimate prefect al județului Hunedoara, nu vreau decât corectitudine și să luați o decizie fermă. Chemați toți consilierii de urgență acum, aici, de îndată. După vreo 5 minute de amenințări, primarul le-a dat voie celor care asigurau transmisiunea live să închidă camerele de filmat. Vom urmări subiectul, inclusiv reacțiile liderilor politici vis-a-vis de amenințările lansate în public de edilul șef din Simeria.